Te-ai fi gândit vreodată, Olivia, să ai așa o viață fericită, liniștită, frumoasă? Credeam că gelul este omul lângă care am să îmbătrânesc. Dar e un nenorocit. Sunt terminată. L-am văzut pe gelul. Dacă ai ști cum l-am văzut pe gelul, nu-ți vine să crezi. Păi cum ai văzut? Era cu o femeie. Dar ce, iubitule? Soția ta este obsedată, te controlează. Nu mă controlează pe mine nimeni. Te urmărește. Nimeni. Nu. Păi și atunci? Dar ce e așa complicat? Nu-mi place să fac valuri. Să caut altul? Păi ce ai să faci? Îmbătrânești singură? Mai stau să caut altul. Îmbătrânești singură? Copiii sunt la casa lor. Păi nu zici tu că toți înșeală? Olivia, sunt soțul tău. De ce te porți atât de urât cu mine? Hai, Gelu, știi ceva? Eu zic să te gândești mai bine înainte să scoți perle din astea, știi? Tu m-ai tu împins. Ce faci? Tu m-ai împins. Am și eu nevoie de afecțiune. Sunt și eu un om. Iar tu te porți foarte rece cu mine. O căsnicie este considerată de mulți o loterie. Însă eroina din episodul de astăzi este convinsă că a tras lozul câștigător. Are parte de un soț iubitor, care este și un tată exemplar. Doar că, odată ce află care este adevărata față a soțului ei, realizează că familia pe care o considera perfectă este doar o aparență, care îi amintește atât ei, cât și copiilor ei, de o experiență nefericită din trecutul lor. Olivia are 46 de ani și este mama a doi copii mari, Vera de 20 de ani și Dan de 25 de ani. Olivia a divorțat în urmă cu 8 ani de tatăl copiilor, lângă care a fost nefericită și înșelată, dar apoi l-a întâlnit pe Gelu, cu care este căsătorită de 5 ani. Căsnicia lor este una fericită și împlinită. În cei 5 ani, Gelu s-a apropiat foarte mult de copiii Oliviei, de care s-a ocupat cu multă grijă, câștigând în felul acesta iubirea și respectul acestora. Te-ai fi gândit vreodată, Olivia, să ai așa o viață fericită, liniștită, frumoasă? Da, eu am visat, n-am cum să zic că n-am visat. Dar uite că Dumnezeu mi-a ascultat dorințele. Ți-a dat după suflet. Da, mă. Ți-a dat un bărbat, mă, ce bun, bărbat am? Iubitor, da. Muncitor, ți-a dat ce bani dar în casă. Dar ce nu face? Dar ce nu face? Deci noi suntem unul la unul pe tot ce facem în casă. După ta suferință la cât ai avut tu, da. Nenorocitul ăla să-ți distrugă o familie. Da, mă, îți dai seama. Doi ți-aduce copii. Aminte? Ți-aduce aminte când boceam, când eram terminată, când erau copii. Păi da. Vai de capul lor, nu puteam să, nu știam ce să mai fac să-și revină din depresie. Din... Uite, vezi acum ce bine e. Tatăl copiilor mei n-a fost în stare să țină o căsnicie. I-au plăcut femeile, așa că am divorțat de el acum 8 ani de zile. Gelu e un bărbat foarte bun. Băiatul ți se însoară mâine, poi mâine. Da, dar mă, și așa s-au atașat copiii ăștia de el. Pentru că ăsta e felul omului. Dacă așa e el, este un om bun, le face pe plac. Aveam nevoie de așa. Le face mofturi culinare. Dar ce Dumnezeu nu face? Deci el, nu știu, face ce treabă în casă mai tine. Mult decât mine. Bravo! Da, și mă iubește, mă, și e drăguț. Și mi-aduce flori. Și cadouțe, și surprize. Manierat! Da. Mă bucur foarte mult că Dan și Vera l-au acceptat cu atâta ușurință și l-au îndrăgit pe Gelu. Cred că au înțeles că cel mai important este ca eu să fiu fericită. Ei, bine că ai scăpat de coșmarul ăla, fostul tău soț. Da, mi-a luat ceva vreme. Păi da, bine, la urma atâția unui... ani. Și a și căutat-o după ce că era și vicios, era și îi plăcea puțin și să bea, să purta ca ultimul... Câți ani au fost? Au fost mulți, nu? 8? Nu, 8. De la divorț, dar eu am stat cu el 18-19 ani. Da, păi, că n-avea, mare deja. Avea dănuț 17 ani când am divorțat. El a înțeles mai bine cât de cât situația. Și fetița da, era, era mai mică, parcă da, 12 ani, nu? 12 ani. 12 ani. Da, cu ea m-am înțeles un pic mai greu și a revenit mai greu. Dar uite că a dat Dumnezeu să, nu știu, gata, nu să-l întâlnesc cu Gelu și să o ajute pe ea să iasă din... Păi da, e, din e, tată, e tatăl ei. Îi spune tată. Minunat. Da.
Mi-am revenit greu după despărțirea de fostul soț, dar acum sunt foarte bine. Am copii mari, suntem fericiți și totul merge extraordinar de bine. Nu se compară, măi, Lili. Gelu e pâinea lui Dumnezeu. Deci minunat! S-a atașat de copii în... Nu știu, asta contează cel mai mult. Copiii să fie confortabil și tu, bineînțeles, să fii bine, fericită. Bine, acum sunt la casa lui. Bună, Lili! Bună, Gelu! Bună! Ce faci bine? Ce bine, uite, eu trebuie să plec, am niște probleme de rezolvat și ne vedem diseară. Trebuie să cumperi ceva? Da. Ai nevoie de ceva? Bine, pâine și eventual o să-ți mai scriu eu să văd. Acum mă concentrez la discuția cu Lili. Sigur, sigur. Am și înțeles. O să văd cine mai trebuie și îți trimit mesaj, da? Sau vorbim la telefon. Aștept, aștept. Ba, Lili, o zi frumoasă. Bine, zi frumoasă, la revedere. Ai grijă. Da. Pentru femeia asta aș face orice. I-am adoptat și copiii pentru a fi fericită, pentru că merită. Sunt aproape invidioasă pe prietena mea. Glumesc. Nu pot să fiu invidioasă, chiar mă bucur foarte mult pentru ea. Chiar da, îmi place, uite, vezi, un bărbat manierat, prezentabil. Da, așa, curat per total, ca și persoană. Dar nu pleacă odată, să nu întrebe, trebuie ceva. Inteligent. Ce vorbești? Una peste alta, mă trăiesc viața pe care mi-am dorit-o. Aveai nevoie de... Și copiii aveau nevoie de așa ceva. Copiii aveau nevoie de un model. Da. Lili cunoaște trecutul Oliviei și o consideră o norocoasă care un soț ca Gelu. După o suferință asemenea unui cer plumburiu, brăzdat de tunete și fulgere, iată că s-a ivit cerul senin și soarele în viața Oliviei. Căsnicia cu Gelu este ca o recompensă divină pentru Olivia, după 18 ani de nefericire și durere sufletească. Ne este înfățișată o nouă Olivia, mamă și soție, fericită, respectată, iubită și împlinită alături de copiii ei și totul mulțumită lui Gelu. Este simplu, totul este să ai piesele potrivite. Așa. Și puțină îndemânare. Dar da, am spus că, păi da, nici nu am încercat, mă gândeam că după poate îl stric și... O să te învăț și o să știi și tu. Trebuie neapărat odată, cel puțin o dată pe an curățat aerul condiționat pentru sănătatea ta, da? Da. Să ai grijă. Da. Da. Da, dar era simplu, mă, nu era chiar așa greu. Da, dar ce aici este cu... Stai acolo, nu cred. Puțin atenție. Păi da, da, da. De la Gelu am o mulțime de lucruri de învățat. Îmi este ca un adevărat prieten și totodată tată. Dan este un băiat bun. Îmi place de el. De aceea o să-l învăț de toate. Va fi un bărbat în toată regula. Uite. Hai, că e mai bine. No. Și acum, voilà. Dă drum. Să vedem dacă funcționează. Ia de recomanda și bam. Ia să vedem aici. Ia. Este. E activ acolo. Bun. Bravo. Deci de acum te descurci singur. Dacă nu te descurci... Îți mulțumesc mult. Oricum, sunt alături de tine și... Îți mulțumesc foarte mult. Cu drag. Cu drag. Și cu mare drag învăț chestii noi de la tine. Soția mea a făcut o treabă extraordinară ca mamă. Are copiii foarte apropiați de ea. Și este și o soție aproape perfectă. Mama are mare noroc că l-a cunoscut pe Gelu. Pentru că cu tatăl meu a suferit foarte mult. Am prins momentul ăsta, vreau să-ți mulțumesc din suflet că ai grijă de mama mea. Îți doresc din suflet să ai... Nu știu, să trăiești cele mai frumoase clipe alături de ea, pentru că e o femeie care chiar merită și pune, nu știu, pune mare preț pe noi. Are grijă de noi, știi la ce mă refer, știi. Și dacă nu a avut parte de bucurii până acum, măcar să te aibă pe tine. Eu să-mi dau toată silința să fie bine și cu ea, dar și cu voi. Și mă bucur foarte tare pentru că mi-ai spus aceste cuvinte. Vreau și eu să-ți spun că sunteți ca și copiii mei, și tu și Vera, și în continuare o să fac tot posibilul și pentru voi să simțiți ca și când aș fi tatăl vostru adevărat. Îți mulțumesc mult și te rog să ai grijă de... Va fi bine. Totul va fi bine. Gelu este și prieten, dar și tatăl lui Dan. Legătura strânsă dintre cei doi s-a creat treptat, dar sincer și prin puterea exemplului. Da, Gelu i-a câștigat respectul lui Dan prin atașament, implicare și dorința de a fi bine. Și cum poate fi cel mai bine dacă nu atunci când Dan și Vera vin în vizită la părinții lor, unde se simt răsfățați printre altele și de o masă delicioasă?
Mamă, ce bune sunt! Ia-mi cum te pricep. Mamă, ce bună e mutare asta, chinezească. Deci mereu mă dai pe spate, tată, așa ceva, cu... ești rege la paste. E chinezească, dar e adaptată stilul român. Da, la da. La bucătăria noastră. Ce eu probleme? Am gustat până aproape ca un săturat. Nici nu prea mai îndire să mai mănânc. Da, mănâncă, mamă, și tu. Cum adică nu mai este, mai bine este, este foarte bună, sigur. Este foarte bună, ești aproape gustoasă. Da. Ești regele noodles, tato. Regele. Foarte bune sunt. Draga lui tati, tu mereu mă lauzi. Știi că întotdeauna el face numai ce vă place vouă, să mâncați. Ce spui, Dan? Da. Îți plac? Da, da, da. După o săptămână de muncă și alergătură, momentele acestea în familie sunt foarte binevenite. Da. Zic că și Dan gătește, tată. Și el gătește. Te descurci foarte bine și la bucătărie, dar și la grătar. Pentru că acolo te-am învățat eu. Îți mulțumesc să știi. Lasă, dragă, că și-a știe să facă grătar. Foarte bine. Bineînțeles, bineînțeles. Da, da, e bine. Adevărat că am învățat și de nu, chiar, chiar vreau să mă învețe și chiar i-am și spus asta. Lasă, chiar vreau să fie lângă mine. Te descurci bine oricum, dar ești pe drumul cel bun. Asta este ideea. Mulțumesc. Și ce mai zici, tată? Cum mai ești? Cum mai e la muncă? Ești ok? Da, totul este în regulă. Da? Da. Lasă, dragă, mai este mult de muncă. De muncă și la masă. Dar ce are? Îl întreb și eu, mamă. Adică... Doamne, dar n-am voie să-l mai întreb pe tata ce mai face. Ești prea, nu știu ce aia. Deci întoarsă pe dos rău de tot, mamă. Ce să vă arăți? Nu mi se pare. Hai, nu vă mai certați. Mă duc să aduc prăjiturile de la... Oh, ai făcut prăjiturile alea bune? Da, te rog, deci... Lasă, deci mai bine prefer să mănânc prăjiturile lui mama decât... Lasă că se aduce Dan. Aduc eu prăjiturile. Mie și fratelui meu ne place să venim la ei noștri la masă. Mama gătește demențial, dar și tata nemaipomenit. Am niște copii extraordinar de buni și am absolut tot ce mi-am dorit în viața asta. Un soț bun, o casă frumoasă, o situație financiară bună. Ce, dar știi că nu și la nu dă pentru eu, ajut, asta, eu, deci... ajut, eu, păi bine, atunci merg să-l ajut să aducă farfuriile. Dar lasă-l, dragă, că se descurcă și singur, poate să aducă și el patru farfurii, nu? Ei au cam dispărut de aici, ce s-a întâmplat? Dar nu te mai agita. Au cam dispărut de aici. Atât de puțin ai făcut, mamă. Pe bune acum? Ce e asta? Nu-i nimic, nu-i nimic, ne ajung acelea, haide. A, da, 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 păi și este foarte bine. E doar eu le mănânc, sigură. Nu e, nu e frumos, dar hai. Mamă, ce bine arată. Doar, uite ce bine arată, da, sunt foarte bune. Sunt foarte bune, da. Vă las și pe voi să luați câte una, hai, câte una. Așa că hai, mai întâi luați voi. Să mă laudați și pe mine. Da, mă, să nu mai e că tu ai luat. Știu că sunt cele mai bune, dar mâncăm tacâmuri, măcar aduci tacâmuri. Nu, ia și fata, ia și fata, nu e nicio problemă. Haide, ia tu prima. Ia tu prima, că știu că îți plac cel mai mult. Gelu este un bărbat bun. E ca un tată pentru noi. Nu știu, chiar nu am ce să-i reproșez. Și a zis, mă, tată, cum a fost controlul ăla la muncă? N-am apucat să te întreb. Tată, a fost un control de la ANAF. M-au căutat peste tot. Amendă ceva? Nu, fără amendă, fără nimic. Nu, pentru că eu sunt corect și nu au găsit nimic. Au căutat peste tot. Și în mai aveau să caute și... Știam că ești cel mai bun, oricum, tată, stai bine. Am cea mai bună părere despre tine, chiar ești cel mai bun, tată. Mulțumesc, dragă lui tati, mulțumesc. Păi da. Dar ce, mamă, sunt niște așa recalcitrant, n-am văzut așa ceva. Dar vorbește ceva frumos și de mama noastră. Păi vorbesc, uite, am făcut prăjituri foarte bune, dar nici mai spune, nu mai mănâncă. Mai spune, hai, nu vă mai certați, că fata este dulcica noastră din familie și trebuie să avem și grijă și de ea. Dulcica, dulcica. Mulțumesc, dar este mai tare. S-a luat de la prăjituri, este dulcica din ce în ce. Și ești tare, mamă, dar ești prea așa, nu știu, ești recalcitrant în ultima perioadă. Tata, ce se întâmplă de așa recalcitrant? Da, nu știu, de o vreme așa este, dar... O să-și revină, sigur, simt după ce o să... Simt multă tensiune la masa asta. De ce așa multă tensiune la masa asta? Nu e dragă, nicio tensiune, ți se pare ție. Mama îl cam ține la respect pe Gelu. Sincer, nu înțeleg de ce face asta. De la un timp, văd că mama îl neglijează pe Gelu. Parcă nu era așa. Când o să guste din aceste prăjituri, o să-și revină și mami. Atâta laudă, dar mai vorbește și cu noi. Păi vorbește și mie, ce ați mai făcut voi? Ce facem? Nu știu ce facem noi mereu. Suntem bine, mamă. O să spună Dan că vrea să se însoare. Da, știu că vrea să se însoare, dar să se hotărească o dată la dată, da, nu? Da, nu. Păi mai am câteva, de asta mă ajută câteva și... Câteva ce? Câteva retușuri acolo, mai am și o reparație de făcut tot ceva. Nu e normal, adică... Trebuie să fiu stâlpul casei, păi da? Și de asta îi spun să mă mai ajute și chiar vreau să mă ajute. Nu prea convine mie când Olivia este cu capsa pusă. Dar ce să faci? Nimeni nu este perfect. Mamă, de bune, deci... Hai să vă arunc de una, că sunt foarte bune. Nu te gândești să mă servești? Da, ia, dar ești tu, că ăștia... Mamă! Tu
Ce? Doamne, nu lua farfurile din față! Uite, lasă că ți-o dau și pe a mea, uite. Gata, ajunge. Nu, tati, mănâncă, mănâncă, dar mai dau din la mea. Deci mănâncă, mănâncă. Ca de obicei. De-aia să ne mai oprești și nouă. Nu mai e nimic. Gata. Vera este și ea foarte apropiată de Gelu și plină de laude la adresa lui, ceea ce o cam irită pe Olivia din ce am observat. Dacă s-a creat puțină tensiune, de altfel corect sesizată și de Dan și Vera, a fost din cauza atitudinii recalcitrante pe care a afișat-o Olivia de câte ori Gelu se află în centrul atenției copiilor ei. Oare de ce este indiferentă și rece Olivia cu Gelu? Nu știm încă, însă după câteva zile, Olivia descoperă ceva ce îi dă lumea peste cap. Nu pot să cred că mi se întâmplă iar asta. Nu pot să cred! O înșeală Gelu oare pe Olivia? Nu mi-ajunge mie că primul bărbat m-a înșelat? Acum și Gelu mă înșeală? Deși un tată și un soț bun, ce l-a determinat pe Gelu să facă așa ceva? Simt că nebunesc de nervi. Cum se face că doar eu îi găsesc pe toți depravații? Îți înțelegem supărarea, dar nu te pripi. Află mai întâi despre ce este vorba. Credeam că Gelu este omul lângă care am să îmbătrânesc. Dar e un nenorocit. Sunt terminată. Rujul de pe cămașa lui Gelu i-a reamintit instantaneu de fostul ei soț. Însă Gelu a făcut dovada că își iubește familia și nu găsim încă justificare pentru faptul că o înșeală pe Olivia. Însă șocul este mare pentru ea și are nevoie de cineva cu care să vorbească. De aceea, vizita prietenei ei, Lily, este binevenită. Ce e cu tine? Ce, de ce arăți în halul ăsta? Ce s-a întâmplat? Nu vezi că sunt terminată, sunt... De ce? Ce s-a întâmplat? Te-am simțit la telefon, dar ce e cu tine? Cum adică te-ai nenorocit? Ce s-a întâmplat? Sunt distrusă, sunt distrusă. De ce? Vreau să... Filaria de viață să fie. Îți este rău? Da, mi-e foarte rău. Îți aduc ceva? E foarte rău, stai. Stai un pic. De ce? Doamne, deci am palpitații, nu mai pot. Mă duc să-ți fac un ceai, o limonadă, să-ți aduc o apă, să-ți aduc sunt ceva. Sunt în stare de șoc. Nu mai revin. Trebuie să te liniștești un pic, să ieși. Deci nu-mi revin. Unde să ieși, ce să ieși, cum să ieși, că mor aici. Mă duc să-ți aduc apă, da? Hai, du-te, la, adu-mi, nu știu, nu vreau. Uite, ți-am făcut un ceai. Hai. Da, un pic. Fierbinte. Păi da, cu zahăr. Hai, cu zahăr. Haide, puțin să-ți revii. Nu se ce poate așa. Ce să revin? N-am cum să mai revin din asta, nu, chiar că nu mai revin. Cum nu poți să-ți revii? Ba da, poți să-ți revii pentru cum. Copii. Ba da, trebuie. Dacă mai aveam 20-30 de ani, nu rămâneau lucrurile așa. M-aș fi despărțit în secunda 2. I-aș fi aruncat hainele pe scară, pe stradă, de la etaj. Dar în situația asta și la vârsta mea, ce să fac, să mă despart și de-al doilea bărbat? Hai, Olivia, te rog din suflet, spune-mi o dată ce se întâmplă. Nu mă mai ține așa, mă fierbi. Haide, adună-te un pic. Nu poți să te gândești la nimic așa? Nu, nu, nu știu. Nu, n-ai la cum. Ce să mă gândesc? Păi n-ai cum să te gândești. S-a întâmplat ceva cu copiii? Ce s-a întâmplat? De la ce să fii tu atât de terminată? Da. Haide, spune-mi odată. Păi uite de la ce... Aoleu, mi s-a pus un... Mă înjunghi aici pe ceafă. Hai, mai ia o gură de ceai. Haide, capul meu. Haide! Ce crezi tu? Începe, hai! Ce crezi tu că se întâmplă? Ce crezi tu că mă dărâmă pe mine în halul ăsta? Păi... Ceva ce... Sunt convinsă că nu te aștepți. Că normal... Clar. Da, hai, spune-mi odată. Dar chiar mă ține. Haide, Olivia, zi-mi odată. Măi, bă, am băgat rufele la spălat, ce crezi că am găsit pe cămașa lui Gelu? Opa. Da, urme de ruș, fetiță,
un parfum de m-a luat capul, că cred că de-aia mi s-a pus junghiosul aici. Ce nenorocit! Nu cred! Da, așa uite. Ceva? Uită-te! Ruj! Eu care eram cea mai fericită, uite! Doamne, nu pot să cred! Să-ți se întâmple așa ceva și cu ăsta? Da, uite-te și tu! Și eu care mă bucuram atât de mult pentru tine. Deci nu știu ce să fac. Sunt disperată, sunt distrusă. Bine să-mi smulg părul din cap. Ba nu trebuie să fii distrusă. Cred că dacă ar fi aici, ar intra acum pe ușă, aș juca pe el. De ce? De nervi, de ce, cum, de ce? Dar de ce să te cobori tu la nivelul lui? Nu are rost să-și dea viața peste cap. Trebuie să aștepte ca gelul să-și revină. Tu ești o doamnă. Păi care nivel? Că eram la un anumit nivel. Uită-te și tu, unde a coborât? Hai să luăm partea plină a paharului. E un bărbat bun care te respectă, se poartă frumos, nu-ți face scandal. Toți bărbații înșală. Doamne, nu pot să cred că tu spui așa ceva. Toți înșală. Păi și acum ce să fac? Să-l tolerez așa? Bărbatul e prea vânător. Toți înșală. Ce crezi? După o anumită perioadă, toți înșală. Că trec 3, 5 ani, 8 ani, 10 ani, toți încearcă. Poate, na. Da, hai că crezi că e de mult cu fufa da, asta? Da, mai liniștit cu eu asta, nu știi cred. Cum? Mai liniștit, uite, parcă sunt poate mai liniștit așa. Poate e deștept și măcar o aventură. Nu-i nimic serios. Mă, da ce? Doamne, tu-ți dai seama? Da, am băgat-o, doamne. De fapt, n-am băgat-o. Dar să știi că tu acum trebuie să fii puternică. Vreau să-i arăt că nu sunt nebună, da? Că dacă o bag la spălat, nu o să recunoască. E clar. Mă, da, deci era, ziceai că și-a dat cu sticla întreagă pe ea. Sau pe el, mă rog, îți dai seama probabil ce s-a frecat asta de el ca pisica de... Asta a făcut-o intenționat, dar tu acum trebuie să te adun puțin. Tu ai doi copii. Ce mai ești la vârsta de 20-30 de ani? Păi tocmai, cum să copiii le spun sunt mari. Cum să le spun eu copiilor, dar nici nu o să mă creadă. Doamne ferește. Nici nu o să mă creadă. Dar te rog să te aduni un pic. Dacă ar afla copiii, ar fi un dezastru. Dacă află Dan, cred că îl rupe în bătaie. Se spune că femeile simt când sunt înșelate, dar uite că prietena mea, Olivia, nu a simțit. Ce să fac, mă? Să mă adun? Da. Să mă adun? Da. Dar nu, sunt adunată. Da, să mă adun? Ai dreptate, o să mă adun. Băi, Olivia. O să mă adun. Băi, Olivia. Și când o-i dau ochii cu el, îl distrug pe ăsta, îl nenorocesc. Mă, Olivia, fii fată deșteaptă. Deci ce o să pățească el cu mine? Mă, dar nu fi proastă. Dar de ce să faci așa? Fă-te mă, dar n-am fost proastă niciodată, nici acum nu sunt proastă. Nu, te faci că nu ai văzut. Dar de ce să fiu luată de proastă? Dar nu ești luată de proastă. Ești mai deșteaptă de 100 de ori dacă tu tași. Și dacă faci scandal, ce se întâmplă? Te desparzi de el și dacă îți cauți altul, nu se întâmplă la fel? Să caut altul? Păi, ce ai să faci? La vârsta mea mai stau să caut altul. Îmbătrânești singură, copiii sunt la casa lor. Păi nu zici tu că toți înșeală? Păi toți înșeală, treci cu vederea. Asta este, ce să faci, se mai întâmplă. Iai calitățile bune în vedere. E un coșmar ăsta, mie nu-mi vine să cred că retrăiesc ce am trăit cu idiotul celălalt. Nu, cu idiotul celălalt a fost mai rău, că și bea, și scandal, și copiii erau terorizați de situație. Acum treci cu vederea, iei calitățile bune. Să închidem ochii, Lili, nu? Că dacă băieții sunt buni, nu? Fac treabă în casă și se poartă... Mă, da, se poartă că n-am simțit nimic, mă. Păi, mă, nimic n-am simțit, dacă mă. Tu îți dai seama cum o joacă el? Păi, dacă e băiat deștept, cum băiat ai vrea să-ți aducă un băiat bani în casă să nu fie deștept? Normal că știe să o joace. Hai, lasă să vezi ce mă joc eu. Hai să vezi tu ce mă joc eu cu el. Sfatul meu este să te adun și să fii mai deșteaptă de 10 ori. Că dacă tu îl dai afară din casă, el se duce direct la ea. Așa că, mai bine te faci că nu ai înțeles nimic și mergi mai departe, că dar tu ai nevoie că eu pot să stau așa, să mă prefac. Da, dar tu ai nevoie să îmbătrânești frumos cu cineva, nu poți să îmbătrânești singură. Păi frumos, da, ai spus bine frumos. Păi, o să treacă și năzbâtiile astea, cât crezi că o să-i ducă? Până la 50 de ani și după 50 de ani, unde sunt bărbații? Acasă! La neveste. Și tu zici să nu spun nimic? Să nu pomenesc? Nu. Eu zic să fii puternică. Sfatul meu. O să mă gândesc, să știi că... Gândește-te, pune în balanță. Deocamdată nu săr la pune în balanță. Că trebuie să mă gândesc bine. Ce te confortează mai mult? Singură? Plângând? Sau treci mai departe, cu timpul uiți
Mai stai eu la vârsta asta să mai caut pe altul acum. Gelu părea bărbatul perfect și aș băga mâna în foc că el nu ar face așa ceva niciodată. Dar până la urmă se pare că toți bărbații fac cam la fel. Stau și în dur, n-am ce să fac. O să-mi protejez copiii de data asta și o să văd eu pe mai departe ce fac. Olivia, draga mea, tu trebuie să înțelegi că relația perfectă nu există. Trebuie să te mulțumești, îți aduce bani în casă, te respectă, ai confort, nu ai ce să faci altceva. Mergi mai departe. Niciunul nu este perfect, nu există o relație perfectă. Niciun bărbat nu este perfect și nici femeile nu sunt perfecte. Ia-i punctele pozitive. Deci tu așa îi faci? Da. La o vârstă ca asta, da. Cum? Cu doi copii mari? Obișnuiește cu ideea că nu poți să le ai pe toate în viață. Așa este. Asta este viața. Lily nu se aștepta ca Olivia să-i dea așa o veste proastă. Nimeni nu s-ar fi gândit că un bărbat cu atâtea calități reale și demonstrate în timp să ascundă un secret atât de urât. Mamă, Doamne, iar te-ai apucat de treabă, mai nu-mi vine să credești, tot timpul tu faci ceva aici, măi, mamă, ce să fac? Cea mai harnică, să fac ce bucă ești, cea mai harnică. Ca să vezi că mă gândesc numai la tine, mai am o surpriză pentru tine. Ghici despre ce este ce vorba. Ce surpriză? M-am gândit să mergem o săptămână la mare. De ce îl calc, îl mănânc, fug după el, crede-mă, ascultă ce zic, îl distrug. Da, dar nu vreau să se destrame tot, înțelegi că nu vreau asta. Meri să știi asta, mamă, meri să fii fericită, pe bune, gândește-te. Nu știu, cred că n-ai înțeles bine, n-ai văzut bine. Un impediment pentru Olivia în luarea unei decizii drastice, la aflarea infidelității lui Gelu, ea consideră că este și vârsta, dar și copiii ei, cărora nu vrea să le dea viața peste cap. Drept urmare, Olivia a urmat sfatul prietenei ei Lily și a ales să-și continue căsnicia ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, cel puțin pentru o perioadă de timp. Da, tată, abia aștept să vezi ce talente are Dan. Hai, Dan, că abia aștept ce să-ți poți fiptură. Măi, cu mine, asta o să fie cea mai frumoasă, cea mai impecabilă și cea mai gustoasă friptură. Da, așa e. Într-adevăr, nu mă într-adevăr. Credeți. Și am avut de la cine să învăț. Ți-ai depășit maestru. Da, deci. Foarte bine. Tata, o să laud pe Dan la tine, vai, dacă ai ști, deci chiar e bucătar de săvârșit. Deci nu-ți vine să crezi ce s-a apucat să facă. Acum, tu mai după tine s-a luat. Deci, învață numai de la tine, exemple. Dar mama ce face în bucătărie? Ce face mama? Cred că pregătește și ea ceva. Cred că ne face o surpriză, mamă, sigur. Secret. Când o să am parte de un bărbat, vreau să fiu unul ca Gelu. Cât tupeu pe Gelu să se comporte ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Cum pariu că dacă mă iau de el, nici nu recunoaște. Ce surpriză oare face? Ce știe că vă mamă, place ce faci acolo? Ce să fac? Cocolesc. Cocolești? Da, ce? Da. Ce cocolești acolo? Păi uite, vezi pregătești ceva. Vezi că mă pui ceva pe gânduri. Cred că faci ceva bun pentru mine, corect? Păi normal. Aoleu, Doamne, știi că te doar iubesc pentru bun. Ea? Hai, da, păi doar pentru ea faci? Nu, pentru toată lumea. Wow. Pentru voi doi. Este surpriza pentru voi. Mereu trebuie să fii tu pe primul loc la mama, Dan. Nu trebuie. Păi și tu nu stai cu Gelu? Păi, dar stau și cu Gelu, stau și cu mama, stau cu amândoi, păi, da. Fetele trag la bărbați, fetele trag la tați, băieții la mame. Da, și unde? Și ce făceai, tata? La ce te uitai? Da, uite, mă uitam și eu la un meci și așteptam să veniți. Hai și că să... Hai că nu-ți atunci aici pe gata, nu mult să te uiți la mei. Și să ne simțim bine, să fim ca în familie, de obicei, cum facem. Deci, în rest, totul bine, totul frumos. Bine, da. Și noi chiar ne simțim bine de fiecare dată când venim aici la voi, chiar ne simțim foarte bine, mai ales când gătiți și când face mama prăjituri sau ce face apurată. Pentru mine! Și pentru mine, nu, tot timpul trebuie să spui și lui este ceva. Pentru amândoi copii, nu vă mai certați. Este pentru amândoi, este pentru toată lumea, se da? Bagă... Totul este... Da. Da, să mă duc până la ea să vorbesc și cu ea, vă las să vorbiți și voi, să mă duc. Să uite și vezi, poate o ajuns cu ceva. Copiii aceștia vor fi oameni realizați. Olivia poate să fie mândră de ei. Aș vrea ca la următoarea reuniune de familie să reprezint pe iubitul meu, un băiat cu care mă văd de puțin timp.
Am venit să te văd, să văd, mamă, Doamne, ia te-ai apucat de treabă, mai nu vine să credești, tot timpul tu faci ceva, e cea mai, mamă, cea mai harnică, mâncă, ești cea mai harnică. Uite, îți promit că data viitoare eu o să fac ceva. O surpriză, nu vreau să zic. E, nu vreau să zic, e surpriză, surpriza e surpriză, nu pot să zic surprizele. Mamă, deci nici nu vreau să... Cred că știu ce faci, cornulețe, cumva? Din alea care îți plac ție, da? Vai, doamne, ai spus că faci chec de la bun? E, data viitoare. Bine. Chec de la bun, da? Data viitoare, da. Bine, bine, mami. Așa să facem cornulețe. Doar pentru mine tot. Ar trebui să vii și tu să înveți, Dan, să faci ce face mama aici. Că de la tata ai luat grătarul, cel mai mare specialist. Deci... Olivia, dar nu vrei să vii aici să frământ, să fim cu toții? Dar cum să... Nu, dragă, că eu am treabă aici. Cum să vin dacă sunt plină de făină? Vrei să mă mut acolo? Da, vreau să vii aici. Tata, am o idee. Mai bine vii tu și dai o mână de ajutor. N-ar mai rău, bine dar... vii tu și dai o mână de ajutor, zic eu. Cât Ai, este meciul, nu mă ridic de aici. Este foarte faci, important pentru mine și vreau să văd meciul. Ce face, dragă? Hopa. Cum adică? Dar ce am spus? Vezi că am și eu telenovela aia care a început de un sfert de oră. Tot tu ești cu meciul? Ia n-ai vrea tu să vii să cocolești tu, dacă, apropo de cocolit? Dragă, tu erai la bucătărie, așa că... Haide că eu mă duc și eu să mă uit la telenovelă, că a început deja. Ce-a pățit, mama ta? De ce se comportă așa? Ce-ai, mamă, de ești așa? Tată, ce-a vezi? Mama, ce-ai pățit? Dar ce-ai, dragă, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat nimic. Ce-a vezi de societate? Mama, ești ok? Meci, mama, meci. Nu e ok deloc. Nu înțeleg, de ce se comportă așa de la o vreme. Nu mai face nimic acum. Mama este foarte norocoasă că l-are pe gelul. Sunt norocoși că se iau unul pe altul, dar nu înțeleg ce are de este sucită în felul acesta. Nu știu ce se întâmplă cu soția mea de la o vreme. Parcă nu mai este ea. Parcă nu mă mai iubește. Mă respinge tot timpul. Păi ce-a pățit? Ai întrebat? Păi ce-a pățit de ea? Nu știu, copii. Nu știu. De o vreme se poartă ciudat. Nu știu ce se întâmplă cu ea. Da, dar... Dar mi-e dor de senzația, adică, uite, cu noi familie, din câte observăm... Mamă! Olivia, ce să facem să te simți mai bine? Din câte am observat și deci eu și ea... A plecat și a lăsat alea acolo. A plecat, da. Da. Se comportă cum se comportă, doar cu... Doar cu mine, da. Doar cu tine, adică pe noi nu suntem băgați în toată chestia asta. Păi da, dar ce se întâmplă? Ce o necăjește? Ce? Care e faza? Că nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă. Ea nu era așa. Păi și acum a lăsat totul acolo și a plecat Valvârtej în cameră. O să mergem noi să continuăm dacă e nevoie. Mamă, vino aici! Pe mine mă deranjează situația asta și sper să o remedieze cât mai repede. Nici nu pot să mă mai uit la gelul. Nici măcar nu vreau să-l mai ascult. Prefer să mă retrag, să nu fac vreo scenă. Dan, mergi tu și vezi ce are mama ta de se comportă. Păi nu crezi, Gelu, că ar fi mai bine să rezolvi tu chestiile pe care le ai? Tu, cu ea? Adică da, după și s-ar descărca pe mine și nu ar fi tocmai ok. Noi chiar nu avem nimic cu ea. Da, atunci o să încerc eu după ce plecați, păi o să încerc să stau încearcă cu ea. Să o faci să fie cu picioarele pe pământ. Nu este prima oară când Vera și Dan observă că mama lor are o atitudine ciudată și sfidătoare la adresa lui Gelu, care, la fel ca întotdeauna, își păstrează calmul și își tratează copiii cu căldură. Este clar că doar o discuție directă și în absența copiilor lor ar putea clarifica lucrurile. Dar felul în care îl surprindem acum pe Gelu, în tandrețuri cu o altă femeie în plină zi și fără puțină discreție, confirmă că acesta o înșeală pe Olivia. Draga mea, dacă ai ști, mă gândesc numai la tine, nu o să mă gândesc numai la tine. Să și eu, iubire. Ești viața mea. Cred că ești tot ce mi-am dorit. Niciodată n-am întâlnit pe cineva ca tine. Și ca să vezi, țin la tine atât de mult, am o surpriză pentru tine. Ce surpriză, iubitule? Imediat. Sunt curioasă. Închide ochii. Da. 2. Poți să trișez? 3. Și open. Un fluturaș. Sămătumine. Doamne, exact ca brățara și ca lănțișorul. Păi da, pentru că meriți să-ți fac un set. M-am gândit să-ți fac un set. Mulțumesc. Și meriți cu prisosința. Mulțumesc, iubitule. Mor de dragul lui Gelu.
îmi face cadouri frumoase și mă divinizează. Fata asta are cea mai mare frumusețe interioară și în intimitate mă face să mă simt ca la 20 de ani. Soția mea, Olivia, nu este așa și nu a fost niciodată așa. Doamne! Da, ești super tare. Nu să cred că te-ai gândit tu la asta. Da, m-am gândit. Și ca să vezi că mă gândesc numai la tine, mai am o surpriză pentru tine. Ghici despre ce este vorba. Ce surpriză? M-am gândit să mergem o săptămână la mare. Da? Unde? Ia actorii, hotel de fițe, discoteci și cluburi, viață frumoasă. Când? Păi mai am ceva de rezolvat cu soția. Trebuie să nu afle. Da. Știi că eu sunt băiat finuț și nu vreau să provoc suferință nimănui. Plictisitor. Da, uneori. Dar asta este. Nu este corect ce-i fac Oliviei. Dar nici ceea ce-mi face ea mie nu este deloc corect. Dar ce, iubitule? Soția ta este obsedată, te controlează? Nu mă controlează pe mine nimeni. Te urmărește? Nimeni. Nu. Păi și atunci? Dar ce-i așa mie complicat? Nu-mi place să fac valuri. Valuri aș vrea să fac doar cu tine. Hai că exagerezi. Vreau să facem valuri împreună la mare. Da, dar eu vreau mai repede. Știi că îmi lipsești. Știu. Mi-ai spus că te simți agitată. Ne vedem prea rar. Am nevoie de tine. Uite, îți promit că o să ne vedem mult mai des și o să facem totul să fie bine. Așa spui mereu și nu te ții de promisiune. Să vezi că într-o zi o să mă țin. Da, într-o zi. Vine timpul. Puțin răbdare. Ești un vrăjitor. Ești un vrăjitor. Poate, dar tu meriți lucrul acesta. Meriți? Să fii și vrăjitor și să te și distrezi. Le meriți pe amândouă. Mă iubești? Foarte mult. Păi și atunci? Doar puțin. Puțin tică răbdare. Și rezolvăm. Vreau să fii doar pentru mine. Păi dacă ai răbdare, s-ar putea să fie și ceea ce-ți dorești tu. Cât să mai am răbdare? Că am de atâta timp. Va fi bine, draga mea. Îți promit. Cam în cât timp? Păi eu zic că într-o lună de zile o să rezolv. Așa mult? Da, va trece repede, o să vezi că ne mai întâlnim, o să fie bine. Florentina e ca focul și mi-a cam sucit mințile. Cine i-a rezista uneia ca ea? Acum trebuie să plec, draga mea. Vreau să mă înțelegi. Mai stai puțin. Vreau să mă înțelegi, ok? Trebuie să mergem. Și de seară ne vedem din nou. Bine? Îți promit. Ok. O să vezi, va fi bine. Da? Da. O să vezi. Tandrețe, promisiuni, declarații de dragoste, cadouri, vacanțe. E clar că între Gelu și Florentina nu a fost o aventură de o noapte, dar cum poate fi acest bărbat așa duplicitar? Oare Gelu își dorește să încheie căsnicia cu Olivia? În cazul acesta, ce s-ar întâmpla cu Vera și Dan? Deși sunt mari, ar fi afectați. Doamne Dumnezeule, Gelu înșeală pe mama? Are o amantă? Nu vine să crezi, sunt șocată! Întâmplarea joacă un rol major în cazul lui Gelu pentru că a fost văzut de Vera în compania Florentinei. Vrând să se convingă de natura relației dintre cei doi, Vera i-a urmărit și a avut ce vedea, suficient cât să se convingă că cei doi sunt amanți. Disperată și sub impactul celor văzute, Vera își sună fratele. Alo, Dan? Alo! Dan, vino repede, că nu mai păi pot. Păi ce s-a întâmplat? Nu e așa brusc. Nu mai pot să văd la universitate. Păi de ce ești așa trebuie stresată? Trebuie să spun ceva. Păi ce să-mi spui? Nu. Ce-ai pățit? Că tu nu faci așa, nu mă suni așa. Ascultă-mă, vino față la universitate, nu pot să spun prin telefon lucrurile astea. Vino aici în față la universitate. Bine, mă, frate, hai că vin să văd ce tot mă bat. Vino aici în față. Bine, mă găsești aici. Hai, pa, pa, pa. Ce e cu tine? Ce s-a întâmplat? Dar nu sunt bine deloc. Nu sunt bine deloc. Păi, ce? Nici nu știu cum să spun, măi, Dan, nu știu cum să spun, nu ce știu. Păi, nu știu, sunt devastată, nu-mi vine să cred că ni se întâmplă nouă una ca asta. Nu pot să cred asta, înțelegi? Nu pot, nu. Păi niciodată nu-mi vine să cred. Mie nu vine să cred lucrul ăsta. Păi ce-i cu starea asta? Cum ce nu cu starea asta dacă... Păi nu m-ai lăsat așa brusc, nu știu nimic. Dar nu știu cum să spun, măi, Dan, fratele meu, nu știu cum să spun ce am văzut, ce mi-au văzut.
văzut ochii, nu știu cum să spun. Păi ce s-a întâmplat? Spune-te, rog. Femeia aia nu arată deloc ca o persoană serioasă. Sunt sigură că ea suce mințile. L-am văzut pe Gelu. Dacă ai ști cum l-am văzut pe Gelu, nu-ți vine să crezi. Păi cum ai văzut? Era cu o femeie. Era cu o femeie, cu o femeie pe stradă. Ce vrei să spui cu asta? Treceam. Cum, ce vreau să spun cu asta? Cum, cu vrei să știi cum l-am găsit cu o femeie? Deci, pur și simplu, ieșeau dintr-o cafenea. Așa. Și se țineau de mână, se îmbrățișeau. Nu știu, cred că e amanta lui. Deci, să fie amanta lui. Măi, deci trebuie să-ți arăt. Le-am făcut poze, ce ai, uite. Uite aici, poftim, uite cum se îmbrățișează cu ea. Du-te, frate, de aici, băi, nu las pe... Bă, frate, bă, așa faci, mă, așa a făcut și tata cu mama, înțelegi? Eu îl distrug pe ăsta, bă, îl distrug. Ascultă-mă. Ce s-a ascult, frate? Nu știu ce e, nu știu, poate e ce... Mă, deci dacă e pe bune, mai arată-mi odată. Măi, băi, eu nu mai pot, eu tremur toată, nu mai pot, nu vine să cred că ne face una ca asta. Și știu că și mama are defectele ei, dar să aflu că gelul o înșeală... Este inacceptabil. Poate că și comportamentul mamei l-a împins cumva pe Gelu să fie infidel. L-a influențat ea cu ceva. Nu. Deci, îți jur, îl calc, frate. Calmează-te, că sunt eu destul de agitată. Și calmează-te. Ce dacă ești agitată? Calmează-te, păi, că vedem ce se întâmplă. La sănătatea mamei noastre? Da, normal. Păi și vrei să mai ai de poveste cum a avut cu tata? Nu mai pot. Doamne, deci nu vine să cred, nu vine să văd. Da, hai să ne calmăm totuși. Cum să ne calmăm? Gândește-te, noi dacă evităm situația asta, peste un an, doi, iar o să se ajungă la prostiile astea. Nu, trebuie să... Dan, trebuie să o gândim. Ce să gândim? Că eu calc pe... Nu, fii atent, hai să-i dăm o șansă să-l ascultăm, să-l întrebăm despre chestia asta. Băi, e un om egal cu zero. Nu, te rog, calmează-te. În primul rând, ascultă puțin și o să-mi dai dreptate. Mama mea, mama noastră, nu a greșit cu absolut nimic. Cu ce a greșit? Cu ce e vinovată ea că se vede gelul cu cine se vede? Măi, dar poate există o explicație, Dan. Credeam că mă înțelegi, credeam că e altfel. Nu știu, dar nu e normal așa ceva. Nu ai cum să susții așa ceva. Păi trebuie să-i fie mai bine mamei noastre, înțelegi? Nimeni niciodată nu o va mai face pe mama mea să sufere. Sper să putem face ceva. Să o protejăm pe mama de suferință. Deci îl calc, îl mănânc, fug după el, crede-mă, ascultă ce zic, îl distrug. Da, dar nu vreau să se destrame tot, înțelegi că nu vreau asta, trebuie să-i dăm o șansă, pe bune. Nu, ce șansă, mă, frate. Hai să-l ascultă, mai să vedem, calmează-te, nu mai lua, că oricum sunt plină de toți nervii și tremur toată și nu știu, hai să vedem ce o să facem, bine? Hai să ne calmăm puțin, asta doar de gura ta. Să o gândim și să vedem cum rezolvăm asta, că trebuie să existe o explicație acolo undeva, nu știu. Ascultă puțin, ai auzit? Doamne! Mama noastră nu merită așa ceva. Nu, da, nu mai vorbi așa, nu mai spune păi lucrurile astea, nu merită așa astea, ceva, mama noastră, spune, cu cine e mei să se vadă genul, cu cine să se vadă? Oare pe mama noastră, despre ce vorbim? Amantă-i trebuie lui! Relație serioasă! Se repetă povestea! Nu cred. Nu, hai să o lăsăm. Hai să o lăsăm așa. Hai să mergem altundeva. Nu știu, hai să ne calmăm, să facem ceva. În situația aceasta trebuie să ne păstrăm calmă. Avem nevoie de tact. Altfel, poate fi și mai rău. Sora mea are dreptate. Sunt un vulcan în momentul ăsta, dar o să mă calmez și o să văd ce fac. Dan și Vera sunt dezamăgiți de Gelu, dar își dau seama că trebuie să acționeze cu tact în această situație, prioritar pentru ei fiind să își ferească mama de suferință. Vera observăm că refuză gândul că familia ei s-ar putea destrăma și l-ar putea pierde pe tatăl ei, Gelu, de care este foarte atașată. Dan, în schimb, este mult mai vulcanic și tranșant. Își adoră mama și nu poate tolera faptul că Gelu o înșeală. Ce nu știu ei este că răul s-a produs deja și mama lor a aflat de infidelitatea soțului ei. Olivia, ți-ai pus pijama asta care îmi place mie cel mai mult? Ce bine îți stă! Da, de când îți plac ție pijamalele mele? Păi îmi plac, decât că tu nu prea știi treaba asta. Da, uite ce de mătase, de fain, foarte faină. Da, m-am mai de mult, da, cred că n-ai văzut totul. Ba da, am văzut-o, dar stă foarte bine în ea și mie îmi place treaba asta.
Hai că mi-e somn, sunt obosită, hai să ne culcăm. Păi te cred că ești obosită, că toată ziua ai fost prin oraș astăzi, este normal. Dar totuși... Da, am fost prin oraș, am pot fost povesti... la cumpărături. Da, și cum pentru a fost? Casă. Cum a fost? Cum a fost? Obosit oricum să fie, tu nu știi cum e și trafic și tot. Da, da, da. Haide că închizi. Vreau să dorm. De... Dar de ce mă respingi așa, Olivia? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, dragă? Nu înțelegi că eu am obosit, că vreau să dorm? Sunt și eu obosită, vreau să dorm. Ce să se întâmple? Asta e bun. Nu știu ce se întâmplă cu soția mea. De la o vreme se poartă foarte ciudat cu mine. Ba o deranjează dacă strănut, ba nu-i convine nimic. Nu-i zic. Ce să-i zic? Că știu că se tăvălește cu una? Păi ce, eu mă cobor la mintea lui? Și nici nu vreau scandal. Olivia, sunt soțul tău. De ce te porți atât de urât cu mine? Hai, Gelu, știi ceva? Eu zic să te gândești mai bine înainte să scoți perle din astea, știi? Îți aduce așa aminte din când în când că e soțul meu. Păi bune, lasă-mă să dorm, că nu, n-am chef. Dar tu, Olivia, trebuie să avem și noi o viață împreună. Tu tot așa ești bolnavă mereu sau nu-ți convine ceva? Da, dragă, mă doare capul, ce să-mi convină? Eu zic să te mai gândești un pic când mai faci gesturi din asta, știi? Hai, lasă-mă că nu-l mai suport. Cum să se dea la mine să-mi fac avansuri? Păi ce, el are impresia că eu sunt proasta lui? Comportamentul Oliviei nu face decât să mă împingă tot mai mult în brațele Florentinei. Păi mă gândesc, numai la tine mă gândesc. Unde să mă gândesc în altă parte? Da, sunt super convinsă. Hai mai, Gelu, deci chiar nu înțelegi? Lasă-mă, dragă, să dorm. Hai, termină cu prostiile. Bine, dragă, asta noapte bună. Culme. Spun că mie somn și tu prostiile tale. Nu face Dumnezeu dreptate? Lasă. Lasă că o să se întoarcă roata. Și o să vină și răzbunarea mea. Poate totuși dimineață rezolvăm. Deja de ceva vreme, Gelu se simte respins și chiar ignorat de Olivia. După cum am observat, orice încercare a bărbatului de a fi tandru și a se apropia de soția lui este respinsă de Olivia fără comentarii. Dar, Gelu, dragă, nu mai înțelegem nimic din atitudinea ta. De ună zi declarai toată dragostea ta Florentinei, iar acum îți dorești intimitate cu Olivia? Hotărăște-te odată ce vrei de fapt, dacă nu... S-ar putea să ai surprize neplăcute din partea Verei și a lui Dan. Măi, Olivia, chiar îți este greu să răspunzi și tu? Oh, copii, bine ați venit, bine ați venit! Haideți, haideți! Tată, ce faci? M-a dus o surpriză! Ba, m-a dus o surpriză, de fapt! Ceva delicios! Da. Vă așteptam, vă așteptam! Haideți, poftiți, că și mama vă așteaptă! Ce da. Faceți? Bună dimineața, ce mamă! Ce faci, mamă? Copii! Ce, m-a dus o surpriză! Ia uite! Ce-i cu voi? Asta e pentru voi! Păi, da, vreo dimineață, pe dulce? Păi... Să merg la cafea, zic eu. Nu? Trebuie pentru cafeluță? Ar fi, da? Ar fi drăguț, da. Tu de dacă dimineață, ai... harnic, așa? Nu, am băut cafea. Da, nu, mamă. Deci el ar avea nevoie de o cafea, clar. Eu nu. Sunt păi ok. Și te deranjezi? Uite, mama a făcut-o deja. Pentru mine? Da? Pentru cine vrea. Pentru tine, știi că ești feblețe ei. Mami, iar Vera este febrețeală. Mereu se întâmplă la asta, nu mai. Mă abțin din comentarii. Sunt pe tot pe nu mă simt foarte bine asta și n-am așa, chiar sincer. Da? Da. Cum de nu te simți bine așa? Ce așa, am o stare proastă și nu... Păi nu știu, noi... Cum faci griji pentru asta? Mami, noi o să ne retragem puțin. Poate să schimbăm da? Două, trei vorbe. Cum știți voi? Da? Ok? Ok, da? Păi, hai să... Păi să-mi iau și eu cafeaua și... Olivia, ai o cafea și pentru mine? Păi lasă că pun să fac acum. Dacă e... Ce ți-vă voi stați de vorbă și ți-o aduc eu. Da, bine, sau mulțumesc. Hai, tata. Prezența copiilor aici nu miroase bine. Nu știu ce vești aduc, dar nu sunt de bine. Mamă, nu ești bine deloc.
Da, ți-am zis că nu sunt bine, că nu mă simt bine, n-am... Ce azi. Ai? Ce ai? Nu știu ce, m-am trezit așa, nu știu. Ei, nu știu ce indispus să fac. Astăzi. Am să spun ceva, dar nu știu, te văd în halul ăsta și nu știu cum să reacționez. Ce să fac, să spun, să nu spun. Ce să-mi spui? Sunt puțin derutată. Na, totuși încerc să fiu cu zâmbetul pe buze, m-ai văzut mai devreme, dar sunt derutată. Ești ok? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? A făcut Dan ceva? S-a întâmplat ceva? Nu. Dan e super, adică ne înțelegem foarte bine, e cel mai tare frate, nu e vorba de Dan. Ai văzut ceva? Nu, mamă, este vorba de gelul. E clar, mama nu știe. Trebuie să afle adevărul. De asta mă aflu aici. Deci ce este avem vorba? Ceva foarte serios de discutat și mi-am promis-o că nu știu cum, dar o să te distrug. Pentru că nu îmi place cum te-ai comportat cu mama mea. Ai înșelat-o. Da, Dan, ai eu recunosc că am greșit. Dar tu nu știi ce s-a întâmplat între noi. Ai greșit foarte mult. Ai greșit foarte mult. Și crede-mă că noi, cel puțin eu, dar și sora mea, avem foarte mult de suferit. Da. La asta nu m-am gândit, pentru că nu mă gândeam ca situația aceasta să ia o astfel de amploare. Mă gândeam că este ceva trecător. La ce te-ai gândit? De ce ai făcut asta? Ce te-a determinat să faci asta? Pentru că se poartă urât cu mine. Cum să se poartă urât? Dar puteți vorbi, să vă înțelegeți. Nu ți-ai dat interesul unde a ajuns de mult. Ea nu cred că nu și l-a dat, pentru că e casnică. Are grijă de noi, are grijă de tine. Și gândește-te, pune-te în locul ei, ea nu te-a înșelat cu absolut nimeni. Și a văzut de pătrățica ei. Nu, dar s-a purtat foarte urât cu mine, foarte rece. M-am prins cumva să fac lucrul acesta. Păi și de ce să recurgi la o amantă? Pentru că ea nu mi-oferea mie ce aveam nevoie. Nu mi-oferea afecțiune. Nu mi-oferea o siguranță. Nu mi-oferea ceea ce orice bărbat își dorește de la o femeie. Eu am făcut totul pentru ea. Nu. Și am încercat să o fac fericită. Nu, eu nu știu, poate ai și... M-am apropiat foarte mult și de voi. Nu, eu, e partea de vină o ai în totalitate tu. Dacă relația dintre cei doi nu mai mergea, trebuia să pună punct și fiecare își vedea de drumul lui. Ce-i cu gel? Te oprești puțin, te rog. Da, am terminat. Să strâng și aici. Nu știu cum să spun, deci am așa o senzație foarte proastă și nu știu cum să spun, mamă. Vreau să te oprești ca să putem discuta, măcar. Dar zi, dragă, ce s-a întâmplat? Păi nu pot să spun în felul ăsta, oprește-te puțin, te rog. Nu trebuie să termin aici. Dar ești ok? Ești ok așa? Te simți bine? Ești ok? Sens că nu. Păi știu, dar așa... Asta e! Nu știi că ce mai întâmplă. Mai ai și zile mai proaste. Nu poți să fii... Ok, mamă, gata. Eu nu mai pot. Eu trebuie să spun. Vreau să spun pentru că trebuie să știi adevărul, efectiv. L-am văzut pe Gelu cu o femeie. Ce-ai făcut? L-am văzut pe Gelu cu o femeie și... Dragă, termină cu prostiile astea. Mamă! Mamă, ce prostii, l-am văzut cum pe adică? Gelul cu o femeie, era nu, pus... văzut, poate cum? Văzut nu, ieșea dintr-o cafenea, se ținea un braț, nici Dan nu m-a crezut, am făcut și poze, am dovadă. Mamă, se țineau în brațe, se pupau, se giugiuleau, se... Adică chestii de... Nu știu, probabil e vreo amantă de-a lui sau nu știu, meri să știi chestia asta, nu vreau să pățești ceva rău, nu vreau să suferi din nou cum am fost și cu tata, pe bune. Vera, liniștește-te. Păi cum să mă liniștesc când te văd ăștia de pasivă, efectiv, nu te interesează. Păi, dar nu te interesează, cum nu mai țipa? Dar lasă, dragă, că astea sunt probleme de ale mele, le rezolv eu. Nu știu, cred că n-ai văzut bine sau nu știu ce s-a întâmplat. Mamă, îți vreau binele, vreau să fii bine, hai la noi! Nu mă interesează cum se termină povestea asta. Tot ce mă interesează e ca mama să nu mai sufere. Cred că atunci când o să fii și tu într-o situație, nu-ți doresc să ajungi într-o situație cum sunt eu, o să vezi cum este să fii bărbat și o să fii respins. Nu faci așa ceva, nu faci așa ceva, e urât ce ai făcut. Și trebuie să te, nu știu, să ai pe conștiință faptul asta. Sunt de acord cu tine. Nu este bine ceea ce am făcut. Păi deloc nu este bine. Nu, eu o să încerc, îți promit că o să încerc să mă revanșez față de mama ta, să o fac fericită din nou. Păi tu trebuie să fii alt om. Tu știi ce înseamnă să stai lângă ea, să, nu știu, să o ajuți cu tot ce are ea, să-i fii lângă ea. Tu știi ce înseamnă? Vei vedea, se vor schimba lucrurile. Pentru că și noi avem de suferit și în primul rând, când stai lângă o persoană care are copii, tu ți pui în prim plan copiii. Întâi accepți copiii, după, hai,
iubita, partenera, pe cine ai tu, știi? Eu cred că am construit o relație frumoasă. Eu înțeleg, dar uite că, da, dar uite că nu e chiar așa, înțelegi? Ea e capul aici, se duce ea, cine mai are grijă? Ce se întâmplă când ajungem pe stradă? Habar n-am, nu știu, nebunim. Apar certurile, se destramă familia, punct. Nu-l recunosc pe Dan, nici nu mă gândeam că poate vorbi așa. Hai să te mulți cu noi, da, hai să te mulți. Hai acasă, te rog, vreau să fiu bine. Dar ce ai, dragă, astăzi, ce ai? Ți-am zis că sunt indispus, ai venit și tu pe capul meu acum. Doamne, nu-ți înțeleg reacția. Cum adică să vin la tine? De ce să vin la tine? Pentru ce? Să stai cu noi, mamă, dar eu am viața mea, adică ce să facem acum? Lasă-mă că problemele noastre, mamă, le rezolvăm noi, da? Mamă, tu gândești, omul ăsta te face să suferi, vrei să trăiești și trăiești cu tata, pe bune! De ce ați venit voi? De asta ai venit acum, dimineața, la prima oră? Am venit la voi să vă vedem și voiam să spun asta pentru că e important. Să spunem asta, n-am apucat să vorbesc încă cu Gelu, dar e, meri să știi asta, mamă, meri să fii fericită, pe bune, gândește-te. Nu știu, cred că n-ai înțeles bine, n-ai văzut bine, repet. Pe mâine, vedeți-vă de viețile voastre. Chiar faci asta, serios. Vedeți-vă de viețile voastre și de problemele voastre, am și eu o vârstă, nu? Avem și noi niște ani de căsnicie, nu? N-are rost să discutăm. Mamă, eu cu Dan îți vin doar bine, e treaba ta, da? Auzi, știi ce zic eu? Mai bine să-l iei și pe Dan frumos. Și să mergeți voi la treaba voastră, da? Să vă faceți ziua frumoasă astăzi, stați liniștiți, lăsați-mă pe mine. Eu mi-am făcut datoria, ți-am spus, e treaba ta, dacă vrei să înțelegi. Da. Eu oricum sunt supărată pentru chestia asta. Hai, nu te mai agita, nu. Te agiți degeaba. Ți-am spus, măcar sunt împăcată cu gândul că știi și gata, asta e ok, o să plec. Sper să fii bine, sper să fii bine. Nu vine să cred, mama ne-a gonit, ne-a dat afară din casă, fără să accepte măcar o discuție. O să vezi că o să fie. Bagă-ți mințile în cap, dacă nu, i-am spus și i-am spus și... Stai! Nu! I-am spus și surorii mele că te calc, înțelegi? Am deci înțeles. Vreau să vă țin... Să țin trebuie bine mințile în cap. O să încerc fi să o fac o variantă totul mai bună, dacă nu, du-te! O să fac tot posibil să fie nu bine. Nu ne jucăm de aia. Poate să aibă dreptate Gelu. Nu îi dau. Atât timp cât văd că mama mea suferă, nu! Hai să mergem, te rog, hai să mergem. Hai să mergem. La revedere. La revedere. Hai că povestesc. Lasă-i ceașca. Du-te, lasă-i ceașca. Hai că nu suntem bine primiți aici. Hai să mergem. Tam, ce ai, mă, frate? Sper ca mama să mă sune în curând și să-mi spună ce decizie a luat în privința lui Gelu. Nu știm cât s-ar mai fi complăcut Olivia în căsnicia cu Gelu, știind că a fost înșelată, însă acum că situația s-a inflamat și Dan cu Vera sunt afectați de fisura din relația părinților, este timpul să se spună lucrurilor pe nume și cea care face primul pas în acest sens este Olivia. Hai să discutăm, da, hai să vorbim pe față, că n-are rost să mai... Te rog. Să mai jucăm teatru, că de fapt asta faci, da? Joci teatru. Ești cel mai bun băiat, ești cel mai harnic, ești cel mai gospodar, ești cel mai bun tată. Văd că copiii ăștia t-au idolatrizat. Ce se întâmplă cu tine? De ce? Scurt pe doi. De ce mă înșel? Eu? Dar cine, Gelu? Da, despre tine e vorba. Hai, las-o, deci nu mai juca teatru. Olivia, dar nu fac, nu fac așa ceva. Cum adică de nu unde fac știi? Așa ceva? Contează de unde știu? Păi mă acuzi așa? Cum adică te acuzi așa? Mai și întreb de unde știu? În situația în care mai umble, deci tu n-ai avut nicio perdea. Tu nu știi pe unde ai umblat și cum te-ai mozolit cu aia? Că ai venit cu hainele murdare și pline de parfum și pline de ruj? Nu cred. Nu mă așteptam să nu recunoască. Mă așteptam să fie bărbat. Să fie vertical. Dar se vede treaba că este doar un laș. Măi, dar tu chiar ești impertinent în ultimul hal? Adică tu mă minți în față pe mine? Cum adică de unde știu că nu ești tu, că nu ești... Cum adică? Cum adică? Păi de unde știi? Gata, vreau să știu. Gata, deci încetează să mai îmi pui mie întrebări. Odată ce știu, deci e clar că știu, da? N-are rost să te mai ascunzi sau mai iei așa pe după păi zici. Ce probă ai, Olivia? Cum adică vorbim de probe de acestea? Sigur. La poliție? Măi, dar tu chiar îți bagi joc de mine? Nu înțeleg. Îți bagi joc de mine? Nu mă mai enerva și nu mai tace. Vorbește odată. Până când o să joci teatru? Gata, s-a terminat. Hai, spune-mi. Spune-mi ce naiba ai văzut la aia. Ce ai văzut la aia? Ce s-a întâmplat? De ce? Vina nu este doar a mea. Este și a Oliviei și ar face bine să accepte lucrul acesta.
Nu înțeleg. Ce, Olivia... ce lipsește? Ce trebuie? Nu pot să te înțeleg. Olivia, te rog să mă ierți. Cum adică să te iert? Nu am vrut să te fac să suferi. Serios? Serios. Mai Gelu, dar tu știi și am discutat și ai fost alături de mine. Vai, m-ai compătimit că nenorocitul ăla ce mi-a făcut ăla mie. Și tu ce faci, mă? Tu m-ai împins. Tu ce faci? Tu m-ai împins. Am și eu nevoie de afecțiune. Sunt și eu un om. Iar tu te porți foarte rece cu mine în ultima vreme. Cum adică mă port foarte rece? Și ce, nu puteai să spui? Sau nu puteai? Nu știu. Nu puteam să vorbim? Păi nu putem discuta pentru că tu nu discuți cu mine. Andrei, să vorbim acum? Da. Ce-ar mai acum fi să mai vorbim? De ce n-ai spus atunci când trebuia să vorbim? Păi atunci nu vrei tu să vorbești. Cum adică nu voiam eu să vorbesc? Ai încercat că nu mi-ai spus niciodată. Nu puteam să spun lucrul acesta. Dar de ce să nu-mi spui? Tu te purtai rece? Ai dus tu așa pe arătură. Ce ai zis tu? Ai găsit-o pe una mai frumoasă și mai cum? Nu, Olivia, nu înseamnă nimic pentru mine fata aceasta. Bă, dar tu ai impresia că aia te place pe tine, te iubește pe tine la nebunie acum. Bă, n-am mai găsit bărbat frumos, mă, ca tine. Nu? Ce părere ai tu, mă? O-ți vrea banii tăi, bă, fraiere. Te-a apucat acum acea tropă de hormoni în tine la vârsta asta. Bă, băiatule, noi trebuie să avem nepoți. Așa este. Ulciorul nu merge de multe ori la apă și adevărul iese întotdeauna la suprafață. Ca și acum. Și tu ce ai vrut de la mine, nevastă? Ai vrut doar să merg să-ți fac cumpărăturile, să mă port frumos cu tine și cu copiii tăi, să-ți aduc tot ce-ți trebuie acasă, adică, iar tu să mă tratezi cu spatele, da? Și noaptea în dormitor și prin casă, să mă tratezi cu asemenea răceală. E, asta e bună! Asta am vrut eu de la tine. Păi asta ai fost tu, nu? Asta înțeleg că ai jucat teatru? Asta ai jucat teatru? Asta nu? Ai demonstrat. Ai jucat un rol? Cum adică ți-am întors spatele? Cum ți-am întors spatele? Asta este, e o relație normală de oameni, nu? Asta ai făcut, Olivia. Tu m-ai împins spre lucrul acesta. Eu te-am împins? Da. Să-ți fie rușine. Vezi că o să rămâi pe drumuri. Am pierdut mult în viață. Am suferit destul. Însă acum este timpul să pun punct acestei mizerii. Să-ți fie rușine că ești om bătrân. Te comporți ca un libidinos. Zici că ai 20 de ani. Băi, băiatule, ăla m-a înșelat. Am fost o proastă. De data asta nu se mai întâmplă același lucru. Să fii sigur de asta, ai înțeles? O să te las în fundul gol. Lucrurile o să se termine foarte urât, că mă și enervezi, mi-a crescut tensiunea. Nu ți-ar fi Olivia, rușine Olivia. Să-ți fie. Ce, Olivia? Te rog. Mă, garule. Discuția dintre Olivia și Gelu s-a transformat într-un schimb de acuze și reproșuri. Gelu a fost ca o mană cerească pentru Olivia, dovedindu-se opusul fostului ei soț și înțelegându-i acesteia suferința din trecut. La rândul ei, Olivia, poate marcată de căsnicia anterioară, l-a apreciat pe Gelu pentru împlinirea ei și a copiilor ei, dar undeva pe parcurs a uitat să fie și femeie, a uitat de tandrețe și de căldura sufletească de care Gelu avea nevoie, deși vina în tot de una este la mijloc, Gelu regretă că a greșit și vrea să-i ceară scuze Oliviei în prezența Verei și a lui Dan. Dacă vor mai fi sau nu familia frumoasă de odinioară, rămâne de văzut. Olivia, draga mea, pentru tot ce ți-am greșit și pentru toate problemele pe care le-am cauzat și care ne-au dus aici, vreau să-ți ofer acest buchet de flori, pentru că știu că sunt florile tale preferate. Ok, sper înțeleg. Să rezolve înțeleg. Această problemă. O să-ți dau cu ele în cap. Să te duci cu ele de aici. Oh, my God. Eu speram să fie, un nou început. Adică să înțeleg că vina este a dumneavoastră, nu? Din moment ce ați spus că vă cereți iertare pentru tot răul pe care l-ați cauzat. Vina nu este în totalitatea mea, decât că, fiind bărbat, trebuie să încerc cumva să remediez acest conflict, această situație care este jenantă și care, într-adevăr, în mare parte, mi se datorează mie. Păi din și acest de ce motiv... trebuia să discutăm lucrurile astea de față cu copiii, dacă tot e jenantă? Păi, și e jenant și subiectul? Olivia, copiii sunt mari și copiii pot înțelege. Mai mult decât atât, copiii dumneavoastră știu adevărul până la urmă. Știu că există această persoană în viața lui Gelu. Deci, practic, nu aveți ce să mai ascundeți. Da, exact asta n-aș fi vrut să știe copiii. Pentru că, până la urmă, ei nu trebuie să sufere. Este problema noastră, situația noastră. Mă rog, până la urmă, el a făcut... să se întâmple. Ce se întâmplă?
Olivia, într-un fel, tu m-ai împins către această situație. Iar încep cu povestea asta? Asta este pur adevăr. Cum adică te-am împins eu? Păi, ai fost rece, m-ai respins. Ca să vezi, dragă, am fost rece, te-am respins. Și ce, nu puteai să vorbești la momentul respectiv lucrurile astea? Păi cu cine să vorbesc? Dar cum? Tu întotdeauna ai întors spatele. Dar ce motiv să găsești și tu altul decât ăsta? Păi nu-i normal să dai vina pe mine? Nu-ți că eu sunt de vină? Repede, ai fugit în brațele altăia, nu? Nu ți-e rușine? Eu cât de frumos m-am purtat cu tine și am încercat să mă apropii de tine, de fiecare dată m-a respins. De fiecare dată găseai un motiv să mă respingi, într-un fel sau în altul. Și ai găsit tu soluția? Crezi că asta e o soluție? Ceea ce ai făcut tu? Olivia, sunt adică și eu... Adică voi doi nu mai aveți o viață intimă? Voi doi nu mai aveți intimitate? Pentru că, în general, un bărbat ajunge să caute în altă parte când nu mai găsește acasă. În general, dar nu este neapărat bătut în cuie așa. Da, recunosc că la noi s-au mai stricat lucrurile din punctul ăsta de vedere. Nu se mai întâmplă cum era la început, să spunem, da? Când ne-am cunoscut sau în primii ani. Bun, dacă vreți adevărul adevărat, atunci vi-l voi spune. Chiar dacă sunt și copii aici și mi-este puțin jenă de ei, vreau să vă spun că soția mea distrugea absolut orice apropierea mea față de ea din fașă. Îți aduci așa aminte din când în când că e soțul meu? Păi bune, lasă-mă să dorm, că nu, n-am chef. Dar tu, Olivia, trebuie să avem și noi o viață împreună. Tu tot așa ești bolnavă mereu sau nu-ți convine ceva? Da, dragă, mă doare capul, ce să-mi convină? Eu zic să te mai gândești un pic când mai... faci gesturi din asta, știi? Hai, lasă-mă că... Păi mă gândesc, numai la tine mă gândesc. Unde să mă gândesc în altă parte? Da, sunt super convinsă. Hai mai, Gelu, deci chiar nu înțelegi? Lasă-mă, dragă, să dorm. Hai, termină cu prostiile. Bine, dragă, asta noapte bună. Culmea. Spun că mie somn și tu... O respingere în toate modurile. Nu puteam niciodată să mă apropii de ea, nici fizic, și nici moral. Nu puteam să discut pentru că se întrerupea totul. Tăia totul din fașă. Mă gândeam că mă înșeală. Aoleu. Pentru că schimbarea ei a fost la 180 de grade. La început a fost totul foarte frumos. După care s-a prăbușit totul. Am urmărit-o. Vreau să vă spun că am urmărit-o. Și este corect, este ok. Nu a greșit cu nimic. Și pentru asta țin să-i mulțumesc pe acest plan. Dar, pe partea cealaltă, și nevoile mele sunt reale, pentru că și eu sunt om. Și am nevoie de afecțiune. Da, dar nu este o scuză asta. Trebuia să-i spui. Da, nu mai vreau ceva cu tine, pentru că nu mă satisfaci. Și totul se răgea, nu să ajungem în situația asta, eu să te prind în felul în care te-am prins, că nici nu pot să vorbesc despre asta, pentru că mi-e tare greu. Scuze, Vera, Am unit familia asta cu toți aici, am încercat să facem ceva frumos. Și uite unde am ajuns, în ce context suntem acum. Foarte frumos, ce să zic. Da, este un moment dramatic. Din punctul meu de vedere, eu am făcut totul pentru... Am apropiat de Vera. Și a rămas Olivia. Această singură soluție, nu? S-o înșelați pe soția dumneavoastră. Datorită... Orice om își dorește să fie... alintat, da? Să fie... Să aibă o relație, să discute cu cineva apropiat, să aibă o mângâiere, să aibă o... Adică nu doar latura fizică lipsea, nu? Nu doar latura fizică. Înțeleg că și pe partea de comunicare, de afecțiune. Ce s-a întâmplat, doamne? Da, nu știu. Parcă mi se pare că s-aud niște lucruri noi, cumva. Păi, a discutat sau nu soțul dumneavoastră cu dumneavoastră aceste detalii? Să zicem că da, dar nu m-am ajuns prea departe cu discuțiile și n-am crezut că e atât de important și atât de grav pentru el. Voi ați observat vreun dezechilibru? Da, eu am observat, am văzut-o pe mama mult mai rece. De fiecare dată când vorbeam și făceam date lui Gel complimente, era foarte sitirită, tot timpul ne lua așa, nu lua nimic în serios, nu mi se părea că e acolo cu noi, era foarte distantă, noi eram aici cu toți trei cap în cap și mama era departe de noi.
Nu știu, așa am văzut-o eu, într-adevăr, pe asta pot să recunosc, dar nici ce a făcut Gelu nu este ok. Toată lumea îmi sare mie în cap, ca și cum o relație o ține unul singur. Mama, o relație este vorba despre doi. Știi care este chestia, mama? Că mi-este foarte frică să nu se repete ce s-a întâmplat și cu tatăl nostru, înțelegi? Chiar nu-mi arde. Și mă gândesc la sănătatea ta și la viitorul tău. Ai impresia că mie mi-arde? Păi, eu n-am simțit ce face el, că de asta mă intrigă cel mai rău. Ia și tu o decizie, fă ceva. Da, mai cât a zis un lucru la un moment dat, că din punctul dânsei de vedere nu mai sunt la 20-30 de ani, că nu mai e la vârsta la care... La ce vă referiți? Da, și normal. Lucrurile se schimbă odată cu vârsta. Acum să n-aveți impresia că eu sunt fericită sau mulțumită sau bucuroasă de ceea ce mi se întâmplă. Poate n-ai mai simțit tu, mamă. Păi asta e ideea. N-ai mai simțit. Da, la mine ceva s-a întâmplat cu mine. Asta nu înseamnă că sunt fericită și mulțumită sau bucuroasă de lucrul ăsta. Poate că și eu am încercat și am avut întrebările mele. Dar sublinezi ce a făcut Gelu, mamă, nu a fost ok. Nu credeam că va face asta. Dânsul susține că totuși a stat de vorbă cu dumneavoastră. Este adevărat? Da, dar eu consider că n-am... Nu știu, să mă iertați, dar nu cred că am avut vreodată vreo discuție care să mi se fi părut subiectul atât de grav și de extrem de important încât sau să cred că el va face treaba asta. Adică, nu știu, poate am perceput eu lucrurile așa cum de fapt v-a fost rușine le și trăiesc, să ca să zic așa. Cu soția dumneavoastră pe șleau? Nu mi-a fost rușine, dar nu am ajuns la acea discuție, pentru că se tăia totul din fașă. Și nu am putut evolua pe această temă. Eu nu înțeleg asta, adică eu până la urmă am o problemă, bun, se taie totul din fașă. Mă fac înțeles, nu știu, ridic vocea, trântesc un pahar, fac ceva. Mă fac înțeles, îmi vine greu să cred, pentru că totuși nu mai sunteți, exact cum a spus doamna Otilia la 20 de ani, da? Aveți o vârstă, puteți comunica, sunteți un pic trecuți prin viață, știți că asta este cheia. Cum de nu ați reușit să vă faceți înțeles vis-a-vis de soția dumneavoastră? Nu ne-am înțeles pentru că tot timpul ajungem în punctul în care eu spun că el exagerează și el spune că eu sunt exagerată. Așa că... Legat de viața intimă. Da, normal. Deși acum, mamă, și acum ești recalcitrantă. Și da, acum, să lase amândoi ăsta, de la ei. Și fie... în momentul acesta ești la fel. Întreabă-l, te rog frumos, pe Gelu, da? De ce nu a putut să lase de la el? Că ești bărbat, la fel ca și mine. Adică te poți pune un pic în situația lui. Ce să lași? Ce să lași, mă, Gelu, mă? Ce să lași, mă, frate? Că ne-ai mințit pe toți de aici din casă. Pe toți ne-ai mințit. Pe la spate, ai râs. Ți-ai bătut joc. Te-ai bătut joc pe la spatele nostru. Cu toate respectul, nu cred că era un subiect pe care trebuia să-l disece alături de voi. Până la urmă, o să aduc dovada și o să vedeți și o să-mi dați toți dreptate mie. Ce că ne-ai mințit și ne-ai batjocorit, ți-ai bătut joc de noi pe la spate, înțelegi? Că ți-am mințit, este evident. Că păi logic că ne-am mințit, dar chestia că a avut tupeu, este evident, a avut tupeu și nesimțirea să continui cu aberațiile și cu prostiile pe care le-a spus zi de zi. Că el nu face că drege care sentimente. Nu ai nimic, înțelegi? Stai puțin. Eu pe Olivia o iubesc, nici știi, deci Olivia. Întotdeauna am avut sentimente. Dumneavoastră susțineți că, bun, nu vi s-a oferit această afecțiune. Poți veni aici? M-am de stabilit. Ce? Da? În momentul în care, bun, ați cunoscut-o pe amanta bine, dumneavoastră bine. Și v-ați făcut de cap. Hai. De ce nu v-a venit mintea la cap, apropo? Stai să vezi, bă, băiatule. Sau ce? Adică de ce nu ați putut Gelule să... Păi am găsit acolo ce nu-i se acasă. Și atunci... Întrebarea e pentru mine sau pentru el? Pentru soțul dumneavoastră, evident. A, foarte bine faceți. Da, chiar așa și eu vreau să... Asta este. Am găsit acolo ce nu aveam acasă. Păi și s-ar fi oprit vreodată? Sau ce s-ar fi întâmplat? Ați fi ajuns să ce? Da, să eu nu înțeleg, până viața la urmă, la dublu sau că... Tu ce ți-ai dorit sau ce ai crezut? Că ce? Că noi dacă o ținem așa și tu găsești pe altcineva, ce? Unde se ajunge? Aveam șanse să mergem mai departe? Da, da. Da? Atât timp cât nu știați... Fii cu minte. Și dacă nu s-ar fi aflat, ce ai fi făcut Gelu? Fii cu minte. Totul era bine. Era bine, nu? Am dat un telefon. Ce telefon ai dat? Să nu uiți. Da. Păi, ce ai făcut? Ce ai făcut, Gelule? Ce ai făcut? Ai dat cu muci în fasole. Cine este? Ce cauți tu aici? Duduia. Dar unde este soția? Nu o văd. Soția este aici, dar ce cauți tu aici? Nu este deloc așa cum mi-a descris-o. Nu este bătrână, nu este bolnavă, pe moarte. Poftim. Nici de cum.
Văd că este cochetă ca și mine. Despre ce e vorba, Gelu? Ce cauți tu aici? Gelu, despre ce e vorba? Cine e doamna? Cine e domnișoara? Ați mințit-o și pe soție și pe amantă. Dar pe mine nu mă aude nimeni. Cine este domnișoara, doamna? Sau cine este? Logodnica lui. Aproape, iubita lui, urma să comandăm minele de logodnă. Ce să faceți? Da. Ce ai spus, Gelu, înainte? Cine ai spus nouă că era doar... Nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic pentru mine. Uite ca la pinelele ei. Tu ai impresia că suntem la cascadorii râsului aici? Unde nu suntem? Nu înseamnă nimic. Tu, de ce ai venit aici? Nu, adică nu înseamnă nimic. De ce nu ți-asumi responsabilitatea? De ce ai venit tu aici, te întreb? Ca să spun adevărul. Uite, sunt plină de aur din partea ta, plină de fluturaș. Pentru că ți-am provocat fluturaș în stomac. Cred că de moli, mai degrabă, nu de fluturaș. Ce așa mă gândesc. Ia zice Gelu, hai să, hai, spune, da, până la urmă bine ai făcut că ai venit, să aflăm și noi povestea. Da, povestea asta minunată. Că sunteți o femeie în vârstă. Sentimente. Na. Că mă iubește. Sentimente. Nu înseamnă nimic pentru mine, absolut nimic. Ce nimic? Și aurul pe care l-am dat este... Mai nu-ți e rușine, mai vrei să mai discuți de mică parte din salariu. Ți-ai bătut joc de toți. De toți ți-ai bătut joc. Și de copii. Tu cred că nu ar fi trebuit să fie aici. Au și tu, până la urmă, știi ceva? Vă pasă, adică vă pasă de ai venit la mine în casă să-i cer socoteală, să ne cer nouă socoteală? Nu înțeleg. Păi de ce și-a bătut joc de mine? De ce și-a bătut joc de soția lui? Și de soția lui? Tu pe o trebuie să ai mai femeie, să vii la mine în casă, în fața mea să-i cer tu socoteală. Să ne înțelegem că fiul dumneavoastră a invitat-o aici, da? Păi a invitat-o, dar... Până la urmă ce căută? Ca a fi adevărul? Da, ar trebui să aflați adevărul pe care Gelu nu vi l-a spus, cel mai probabil. Ok, eu sunt de acord să aflu adevărul, dar nu să tot ea ne ia la întrebări? Cum adică? Eu îl iau pe el, nu pe voi. Adevărul că ai tot dreptul. Spune ceva, spune ceva. Este simplu, tu nu înseamnă nimic. Tu nu înseamnă nimic, eu să... Nu ne căsătorim, nu facem nimic. Da? Tu o să mergi cu aurul tău. Cum adică, dragă? Exact cum ai primit. Păi și de ce a fost nevoie să o mințiți în halul ăsta pe amanta dumneavoastră? Păi altfel nu era atât de relaxant, de comod. Totul a fost foarte comod. Este relaxant să minți? Comod, adrenalină, tinerețe. Să minți patru persoane? Ce să spun? Pe care ai spus că le iubești? Adică doar ca să o aveți în preajmă? Doar ca să o aveți aproape? Doar atât. I-ați promis că ce? Că... O să vă căsătoriți? Doar atât. Doar atât, doar adică pentru doar asta. Atât, doar atât. Doar atât. Atât, că doar atât e cam mult. Doar atât. Nu este cam mult, pentru că niciodată nu te părăseam. Eu pe tine nu te părăsesc niciodată. Nu știu. Mă, termină-te, mă. Poate că te-aș fi înțeles dacă aveai o aventură. Gelu. O aventură. Dacă treci cu femeia asta, vă îmbraci în aur. Ce? Eu chiar am crezut că exprimare. Eu ți-l mănânc pe ăsta. Nu ai putut să mă minți în halul ăsta. Ți-l mănânc. Am trecut peste moment. De acum încolo... Mai mult să mă îndrăgostesc ca proastă, eu acum ce fac cu iubirea? Tu, Florentina, hai să spun adevărul. Tu pentru mine nu ai însemnat niciodată nimic. Cum poți să te uiți în ochii mei? Decât o simplă aventură. Cum poți să te uiți în ochii mei și să-mi spui asta? O simplă plăcere. Încerc să te înțeleg și să te iert? Da. Da, asta-ți cer. Eu sunt dispus... Eu sunt dispus... Și de iertat, cel puțin pentru moment, nici atât. Nici atât. Acelea sunt inichele, nu sunt aur adevărat. Da? De... Și de acum te rog să pleci și să dispari din viața noastră, pentru că nu mai avem ce să vorbim. Bune, adică aș lua niște inichele și a spus că este aur? Da, da. Olivia, indiferent de ce decizie ei, cum te iubesc eu, nu te va iubi nimeni. Să știi. Tu, Florentina, hai să spun adevărul. Tu pentru mine nu ai însemnat niciodată nimic. Cum poți să te uiți în ochii mei? Decât o simplă aventură. Cum poți să te uiți în ochii mei și să-mi spui o simplă asta? Plăcere. O simplă plăcere. Eu pe femeia asta o iubesc și am făcut totul pentru a menține această familie frumoasă. Cum poți să iubești o femeie care nu îți aduce plăcere, nu te satisface, nu... Eu o iubesc așa cum doar este. Doar eu știu cum ce tu ai nevoie. Cum poți să iubești pe cineva și să înșeli? Cum poți să iubești pe cineva și să minți? Da, nu știu, mi se pare total greșită logica lui. Pentru total că există și nevoi. Și nevoia de a iubi, de a fi iubit. Asta. Dar nu trebuia să fi mers atât de departe încât să-i fi făcut acestei tinere niște iluzii, nu? Că o să vă căsătoriți, că să-i
Îi spuneți că soția dumneavoastră este cu un picior în groapă, doamne, iartă-mă. I-am spus ce vrea să audă. Cum spui că n-a însemnat nimic pentru tine, când tu i-ai dat timpul tău, văd că ai investit în ea. Nu, nu înseamnă nimic. Nu era mai simplu să investești aici în casa ta? Aici voi investi în continuare. Aici am investit și aici am... Ce să mai las dragă să vorbească? Ce să vorbească? Iar tu ai fost la locul potrivit, momentul potrivit și atât. Doar atât. Și crezi că o să-ți fie bine fără da, tine? Da, o să-mi fie foarte bine fără tine. Adică, stai puțin, tu te-ai îndrăgostit de el? Te-ai îndrăgostit de vorbele lui? Da, eu chiar l-am crezut. Păi ție, nu... Pentru că asta a vrut să audă, ea asta și-a dorit și eu i-am servit-o exact cum a putut. Gelule, ești un escroc. Ascultă puțin, ție nu ți-a bătut obrazul când ai intervenit? Poftim. Nu ți-a bătut obrazul? Cât îți promite el marea cu Sara, ce îți promite nu ar fi trebuit să... Eu l-am crezut pe el, pentru că cu el... Păi ce-ai crezut asta? Dar de ce să-mi crezi odată ce era căsătorit, femeie? L-am crezut că soția e pe moarte și... Îți repet, ți-am spus ce ai vrut să auzi tu, pentru că nu însemni absolut nimic. Deci tu nu ai niciun rol în viața mea. Asta este purul adevăr. Și apropo, acelea sunt inichele, nu sunt aur adevărat. Da? Și de acum te rog să pleci și să dispari din viața noastră, pentru că... Nu mai avem ce să vorbim. Bune, adică ați luat niște chinichele și ați spus că este aur? Da, da. Pentru că a trebuit plătit cumva. Serviciile pe care le-a oferit au trebuit plătite cumva. Închide ochii. Da. 2. Poți să trișez? 3. Și open. Un fluturaș! Doamne, exact ca brățara și ca lănțișorul. Păi da, pentru că meriți să-ți fac un set. M-am gândit să-ți fac un set. Mulțumesc. Și meriți cu prisosința. Mulțumesc, iubitule! Doamne! Da, ești super tare. Nu vine să cred că te-ai gândit tu la asta. Da, m-am gândit. Oh! Frumos, aici mi-a plăcut. Te-ai făcut un joc de mine. Aici mi-a plăcut, da. Asta este. Hai tu, du-te. Nu mai înțeleg cu chestia asta, nu mai pot, nu mai pot. Chiar a fost nevoie să mințiți în halul ăsta în loc să fi încercat să fi discutat concret, direct cu soția dumneavoastră, să fi pus problema asta pe tapet? Pun pariu că era de 1000 de ori mai simplu. Vă dați seama ce merge lui mintea? De acum sper să fie totul mai simplu, pentru că de acum discutăm adevărat. Dar tu ai impresia că eu pot să am încredere în tine așa când am auzit ce am auzit? Olivia, te rog frumos. Hai să mergem să discutăm și să lămurim problemele împreună. Aici sunt și copiii, da? De ce nu puteți discuta de față cu toată lumea? Păi tocmai asta nu am înțeles ce caută copiii aici. Hai să discutăm doar amândoi. Ai grijă. Să se lămurească totul. Ai grijă, Vinicuț. Vezi, poate mai minți iar, Gelule. Da, Gelu, te ascult. Zi, ce mai e de zis? Olivia, eu aș vrea din tot sufletul să mă ierți pentru tot ceea ce am făcut. Am făcut această escapadă și pentru a menține relația cu tine, pentru că dacă nu făceam această escapadă, puteam să plec, sunt tânăr și puteam găsi pe altcineva oricând. Eu te iubesc pe tine și pe copiii tăi și vreau să avem această familie frumoasă în continuare. Să știi că chiar dacă pe altcineva o să găsești și cu mine vrei să oprești această relație, nu o să reziste foarte mult, pentru că în modul acesta totul se va destrăma. Și el va pleca. În modul acesta, da. Cu asta pur și simplu îmi închizi gura. Da? Îmi închizi gura că, vezi, doamne, eu te-am neglijat și... Gelu, în continuare consider că ăsta nu este un motiv să faci ceea ce ai făcut tu. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Bun, uite, dacă... Nu vrei să te înțeleg, îmi cer să te înțeleg și să te iert? Da, da, asta îți cer. Eu nu sunt dispus, cum să te înțeleg. Eu sunt dispus. Și de iertat, cel puțin pentru moment, nici atât. Nici atât. Eu asta îmi doresc. Asta vreau. Vreau cu tine. Vreau să continuăm această relație, pentru că eu pe tine te iubesc. Măi, dacă mă iubeai, nu o să ajungea unde s-a ajuns Gelul. Nu mai am cuvinte, pentru că eu m-am atașat foarte mult de omul acesta. A fost ca un tată pentru noi și sunt în stare de șoc de când l-am văzut. Eu până la un punct înclinam să-l cred pe Gelu. Înclinam să cred că, într-adevăr, da, s-a răcit relația cu mama voastră, nu mai are parte de o viață intimă, bun. Da, e chestia... Având nevoie să... Da, pe bune, adică... Am înțeles și eu acum mult mai bine lucrurile. Într-adevăr, a fost un test foarte mare pentru
mama noastră, și anume cu să o facă geloasă, să îi demonstreze niște lucruri, eventual să vadă el ceva de la ea, care este acea iubire și dacă mai este acea flacără, dar s-a dus, dus departe. Dar nu e o scuză asta. Păi nu este nicio scuză, dar ce a făcut nu are, are scrupule, adică nu trebuia să-i facă una ca asta, mama, indiferent că mama era cum era rece, pentru că ea a mai fost pățită și mă gândesc acum, stau eu și mă gândesc că probabil din cauza asta e așa, mai rece, mai diferită, că a pățit. Pentru mine asta este frapant, că el a reușit să discute cu voi, pare a fi un om destul de comunicativ, se vede că merge mintea. Este, are și părți bune. Da. Și apelează la tertipuri de genul ăsta. Are și părți bune. Nu l-am înțeles nici până acum de ce a făcut. Sper că mai că tu știi ce are de făcut. Dar eu îmi doresc din suflet să iau o alegere bună și eu o să-i fiu alături. Dacă vei face să fie bine, eu asta îmi doresc. Eu o să continui cu tine și o să încerc să refac relația care a fost la început. Păi ce să înțeleg, Gelu? Că atât de rea sunt, că atât de nocivă sunt în felul meu, deci ce-am făcut, frate? Ți-am distrus eu viața? Ce-am făcut? Nu, că noi ne-am adunat ca să fim împreună, nu ca să ne dezbinăm. Dar cu felul tău de a fi mai împins către această relație, pe care eu nu mi-am dorit-o, pentru că eu îmi doresc cu tine. Vreau să te gândești foarte bine și să-mi spui dacă dorești să continuăm această relație sau nu. Păi ce să facem acum? Mă și condiționez? Vezi, acum pe loc un răspuns? Acum, da. Cum adică acum un răspuns? Da. Nu se poate acum, Gelu. Niște lucruri care s-au stricat și s-au deteriorat în timp ce au luat o parătură, nu poți să le hotărăști într-o secundă. Mai ales când am auzit și am văzut ce am văzut, da? Nu poți să ai pretenția asta. Atunci trebuie să ai răbdare. Da? Trebuie să ai răbdare. Voi avea răbdare. Mi se pare atunci corect. Aștept. Da? Măcar aștept, atât. Dar nu prea mult. Că oricum te-ai grăbit. Oricum te-ai grăbit și ai găsit o soluție exact pe cea mai tâmpită. Să vedem ce o să fie, ce o să rezolve, ce o să vorbească. Ce să mai rezolve, ce să mai vorbești, Vera? Când afli că omul pe care credeai că-l cunoști e în stare să mintă în halul ăsta, sincer, nu mai rămâne decât o singură decizie de luat. Da, dar e foarte dureroasă decizia aceasta. Bine, ați vrut adevărul sau nu? Da. Am vrut, dar nu în modul ăsta. Uneori adevărul este dureros. Nu voiam. Dar merită, merită distrus. Merită, nu știu, într-un fel sau altul. Nu e bine să dorești rău nimeni. Dar chiar, băi, chiar merita un pumn în cap. Aici. Pumn mare în cap. Eu te înțeleg pe tine, Dan, dar totuși. Păi... Nu știu. Lasă pe maică ta să tranșeze problema asta. Ceva mă face să cred că i s-a aprins și un beculeț. Olivia, indiferent de ce decizie ei, cum te iubesc eu, nu te va iubi nimeni. Să știi. Trecutul tumultuos al Oliviei a marcat-o, cu siguranță, și recăsătorindu-se cu Gelu, ea a sperat la o căsnicie armonioasă și echilibrată. Ceea ce s-a și întâmplat până la un moment dat când Gelu a înșelat-o pe Olivia. Trădarea lui Gelu a dezamăgit-o și acum îi este greu să ierte. Dar adevărul este întotdeauna undeva la mijloc. Gelu a greșit, indiscutabil, față de soția lui și această greșeală îi afectează din păcate și pe cei doi adolescenți, Vera și Dan. Însă și lipsa de comunicare și răceala Oliviei au contribuit la neplăcutul incident. Ce nu îi se poate reproșa lui Gelu este relația cu Vera și Dan. Drept dovadă stă în faptul că ei nu au putut nega acest lucru. Mai mult, Vera s-a atașat cel mai mult de Gelu, considerându-l un adevărat tată. Odată aflat adevărul, Olivia se află în poziția de a decide dacă îi mai acordă o șansă lui Gelu sau nu. Poate, totuși, în timp, familia lor se va reuni, doar cu condiția ca cei doi soți să fie învățat fiecare din greșelile făcute. E sânge din sângele tău, ok? Nu mă suporți pe mine, dar cu copilul ăsta ce ai? Tată, tu ai o fetiță? Tu ai un copil? E un copil cu copil! Și eu nu știu nimic de 3 ani de zile. Ce faci, iubire mică? Hai cu mamaia, hai. Așa, dar trebuie să-ți asumi și o iei de nevastă, băiete. Totul este din cauza ta.
De ce ai venit la ușă? Ce ai vrut să obții? N-am vrut să destram casa! Uite că se destram! Te lași pe mâna mea să vezi dacă mai simți? Vrei să divorțezi de mama? Ne întreb pe direct. Tu ești prost la cap? Cât mai forțezi nota? Acum să o aduci în casă să stea cu noi în casă? Ce căuta nora ta pe picioarele tale? Știi ce-mi doresc eu de la tine, nu? Da, știu. Cine e mă fata asta? Ea este Maria, mama copilului și prietena mea. Nu e pentru băiatul nostru. Păi nu e pentru băiatul nostru, dar trebuia să se gândească înainte să se cupleze cu ea. Când te-ai încurcat cu băiatul meu, nu te-ai gândit la consecințe? Copilul este al tău, nu? Poliția, deschideți! S-a întâmplat ceva? Este vorba despre soțul dumneavoastră.